cuviosul său sfârșit. Odată cu trecerea timpului, starețul a început să-și piardă puterile și să se miște din ce în ce mai greu. Cea mai mică mișcare îi pricinuia astm și cea mai mică oboseală îl răpunea. Dar râmna sa pentru nevoință nu-l lăsa să-și părăsească programul ascetic, fiindcă învățase să umble prin credință, iar nu prin rațiune. Și pe când se afla în această stare de slăbiciune, l-au atacat două boli, una după alta: antraxul și insuficiența cardiacă. Acestea i-au și adus sfârșitul vieții sale pământești. În ajunul zilei de 1 ianuarie a anului 1958, starețul a simțit o durere și o amorțire în tot trupul său. Îi ieșise pe gât, mai jos de ceafă, o bubă mare. "Fii mei, acesta este darul de anul nou," spunea starețul. A doua zi, am văzut că acea parte a gâtului îi se umflase și îi se iritase mult. Starețul simțea un tremur în tot trupul său și o puternică istovire. Nu a dat însă nicio importanță acestora, ci a voit să le lase pe toate în seama lui Dumnezeu. Din acest motiv, nu am reușit să-l convingem să primească vreo îngrijire medicală. După 2-3 zile însă, starea sănătății sale s-a înrăutățit mult. Mai târziu am aflat că această bubă era un antrax, un fel de infecție locală a pielii ce se manifestă prin apariția unui mare chist, al cărui centru este negru și mort. Dacă nu este preîntâmpinat la timp, urmează septicemia și moartea. Cu toate acestea însă, nu voia să aducem medic. "Dacă vor, sfinții doctori fără de arginți," spunea el, "să mă tămăduiască bine. În orice caz, la medic nu merg." Foarte curând, starețul a ajuns în starea de dinaintea morții. L-am chemat pe părintele Artemie de la Sfânta Ana, care mai știa puțină medicină, și l-am întrebat neliniștit: "Ce se va întâmpla? Nu vrea să-i aducem medic." "Nu te necăji. Când otrăvirea va înainta, vor începe halucinațiile. Atunci să mă chemați repede." Și într-adevăr, s-a petrecut așa cum a spus. Între timp, umflătura de la gât a ajuns de mărimea a doi pumni. Într-o zi, starețul a întrebat: "Arsenie, ce vom face? Cum vom săvârși liturghia? Nu avem niciun preot astăzi." "Bine, Gheronda, dar avem doi preoți," i-a spus bătrânul Arsenie. "Da, așa este. Credeam că ne aflăm la Sfântul Vasilie." De îndată ce am auzit aceasta, am alergat cu sufletul la gură și peste puțin am ajuns la Sfânta Ana. "Părinte Artemie, vino repede." Starețul a început să vorbească nearticulat și să nu ne mai cunoască. Părintele Artemie a venit îndată și l-a întrebat pe stareț: "Ce mai faceți, Gheronda?" "Bine, cum de-ai venit aici?" "Uitați, am venit să vă văd. Dar ce-i cu umflătura asta la gât? Stai să pun și eu mâna pe ea." Atunci a crestat-o puțin cu cuțitul și îndată a țâșnit puroi. Apoi a curățat-o și a pus lapte înăuntru. "Dacă nu m-ați fi chemat," a spus părintele Artemie, "ar fi murit." Din pricina rănii, starțului îi paralizase gâtul și de aceea nu mai putea să-și țină capul, ci îi cădea mereu pe piept. Cu toate acestea, nu voia să primească îngrijire medicală. Cu toții plângeam și le rugam să primească îngrijire. Când a văzut că insistăm, starțului i s-a făcut milă de noi și ne-a lăsat să facem ce vom crede de cuvință. Atunci am cerut ajutorul părinților de la Noul Schit și părintele Macarie s-a oferit să-i aplice starețului un tratament antibiotic cu injecții. Odată, părintele Macarie nu putea găsi vena starețului, atunci acesta i-a spus: "Găurește, părinte Macarie, găurește!" Între timp, părintele Artemie a continuat să-l trateze cu alifii, iar noi îl slujeam cum puteam mai bine. Știa și părintele Haralambie puțină chirurgie, căci învățase în armată și de aceea stătea lângă stareț și îl supraveghea. La fiecare jumătate de ceas îl întorcea, iar la 2 ore îl schimba. Pe toată durata acestui tratament, somnul părintelui Haralambie a fost ipuresc, adormind câte puțin la fiecare jumătate de oră sau la o oră. Se îngrijea neîncetat și de sobă, căci era vreme de iarnă, iar bătrânul Arsenie stătea și el de veghe. Pe toată durata tratamentului, i-am făcut starețului 120 de injecții și tot atâtea întăritoare. Marea sa rană se umpluse de puroi și părintele Haralambie, cu cuțitele de la sculptură, o deschidea pentru a curge materia. Sângele curgea și roaie. Am consumat toată vata de la Daphne. Cât de mare era rana, din gâtul starețului scoteam materia cu cana. Ar fi încăput o lămâie în acea gaură, iar starețul striga netulburat: "Taie-mă!" Nu putea să mănânce nimic altceva decât buruieni fierte, fără pâine. De 3 ori am privegheat la căpătul lui, crezând că avea să moară, și am chemat pe toți lângă el. Ne binecuvânta pentru ultima oară, iar noi plângeam deasupra lui, dar încă nu-i venise ceasul. Peste o lună s-a mai tremat puțin. Ne-au trimis și un medicament, iar acesta i-a adus, cu mila lui Dumnezeu, vindecarea. De 40 de zile nu mai mâncase.
După ce a luat medicamentul, a mâncat, a dormit și astfel starea lui s-a mai îmbunătățit. Când a început să se însănătoșească, spunea: Slavă ție, Dumnezeule, dați-mi să mănânc, vreau să mă scol ca să-mi fac îndatoririle mele monahale. Ce nevoitor! După o suferință de atâtea zile, deși era atât de slăbit, primul său gând era să-și împlinească îndatoririle sale duhovnicești. Dar trupul său neputincios nu mai putea urma zborul duhovnicesc al duhului său de oțel. A rămas țintuit la pat 5 luni și îl întorceam cu cerșaful. Deși era bolnav, răspundea la scrisorile pe care continuu le primea, dictându-mi mie ceea ce voia să scrie. În cele din urmă și-a revenit încet încet și a început să umble cu bastonul. S-a apucat din nou să gătească și să răspundă la scrisorile pe care le primea. A trecut aproape un an până ce s-a vindecat cu desăvârșire, dar încă mai simțea durere în acel loc și era complet istovit. Viața mea, scria el într-o epistolă, a trecut în durere și boli și acum iarăși pentru voi am ajuns la moarte și mi-am spus că mai bine este să mor eu, numai să trăiască fiii mei duhovnicești. A fost o încercare mare. Îi mulțumesc din tot sufletul lui Dumnezeu că mi-a arătat multa sa dragoste. Slăvit să fie dumnezeiescul său nume. Numai sora pe care o cunoști a fost singurul meu ajutor venit din această lume. Adeseori îmi trimitea toate cele de folos pentru un bolnav, întocmai ca o mamă. Preasfânta născătoare de Dumnezeu să răsplătească dragostea. Acest suflet nobil era doamna Maria Papa Dimitriu, al cărei soț, Alexandru Papa Dimitriu, avea renumită editură Astir. Când s-a mai îndrevenit, l-am întrebat pe stareț: Gheronda, când ați ajuns în această stare de amețeală și ați început să nu mai cunoașteți pe cei din jur și erați cât pe ce să vă sfârșiți, ce simțeați, ce cugetați? Ție îți voi spune ca să cunoști ce se întâmplă și să-i folosești și pe alții. Însă, în primul rând, te vei folosi tu însuți. Știi ce mi-a făcut diavolul? Știi ce a vrut să-mi facă? Ce anume, Gheronda? Mi-a pus o rangă jos la temelie și a vrut să-mi răstoarne toată clădirea credinței. Tot ce a zidit nevoința și harul în toți acești ani era cât pe aici să se răstoarne și să-mi clatine din temelii credința mea în Dumnezeu. Iar atunci când am văzut că mi se clatină temelia credinței, am spus în sinea mea: Unde merg acum? Încotro mă îndrept. Atunci când încercam să mă împotrivesc lui, aducându-i ca dovezi stările trăite de mine, diavolul mi le înfățișea pe toate ca fiind netrebnice. A, din întâmplare s-a făcut aceasta, din lucrare omenească s-a petrecut ailaltă. Pe una mi-o scotea înșelare, pe alta împrejurare, pe alta o simplă simțire, trupească, sufletească, inexistentă, înșelată, diavolească, firească, adică nimic. Tot ce am primit de la har, tot ce am cunoscut din experiență, mi le tăia, mi le arunca pe toate, până ce m-a lăsat gol. Atunci mi-am spus: De aceea mă rugam eu ca să mă fac bine, ca să pot să înfrunt acestea. Dar a binevoit Dumnezeu și am revenit la viață. Ia uite ce a vrut să-mi facă. Pentru aceasta și scria: Niciodată să nu-și pună cineva încrederea în sine însuși, și aceasta până ce va ieși din trup. Iar dacă într-o zi va urca la cer, trebuie să aștepte ca a doua zi să se pogoare la iad. Nu mai spun că se poate ca în aceeași clipă să se facă pogorârea. De aceea nu trebuie să-i separă ciudate schimbările, ci să aibă înaintea ochilor că amândouă sunt ale lui. Și pe când ne bucuram oarecum de însănătoșirea sa, l-a cercetat a doua boală, insuficiența cardiacă. Din nefericire, dacă la antrax simptomele s-au arătat curând, nu s-a întâmplat același lucru și cu insuficiența cardiacă. Când au apărut simptomele acesteia, era deja târziu și nu mai puteam să-l ajutăm cu nimic. Dumnezeu îl voia de acum lângă el. Pe 1 ianuarie 1959, starețul a început să nu se simtă bine și să aibă o greutate în respirație. L-am văzut că se bucura și îi spunea bătrânului Arsenie: Părinte Arsenie, binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Mi se pare că am ceva aici, și-a arătat cu mâna spre inimă. Ah, Maica Domnului, bine ar fi să se agraveze această boală ca să plec de aici mai repede. Și își făcea semnul crucii peste inimă ca boala să înainteze și astfel să plece mai repede din această viață. Și așa, insuficiența cardiacă a început să se manifeste prin crize continue. Și cu cât se înrăutățea situația, cu atât starețul se bucura, prăznuia cu adevărat. Nu am văzut un astfel de om care să înfrunte cu atâta vitejie moartea de care ne temem noi toți, cei care viețuim pe pământ. Aceasta se vede și din următoarea epistolă pe care a scris-o în acele zile. Eu sunt atât de bine, am această albuminurie și mereu mă umflu tot, iar uneori leșin. Cred că mai am puține zile. Îl rog pe Dumnezeu să mă ia ca să mă liniștesc. M-am săturat de această viață, dar nu încetez să mă lupt. Vreau să fac ceva bun.
chiar și sufletul meu, dacă iese din trup, să o facă cu luptă. Dacă voi muri, să nu mă uiți când vei săvârși liturghia, iar eu de acolo mă voi ruga pentru tine mai mult dacă voi găsi liniște. Iar aceasta se întâmplă deoarece frica morții îl întristează pe cel care este judecat de propria sa conștiință. Însă cel care are o mărturie bună de la conștiința sa, unul ca acesta dorește moartea precum viața. Lacrimile îi curgeau necontenit, mai ales la începutul bolii sale. Dacă se trezea și se ridica puțin, îndată era cuprins de o mare dispnee, încât îi venea să se sufoce. Dar plângerea era plângere. Mai devreme, mi-am amintit de Maica Domnului, de mama noastră, și nu am putut să nu plâng, spunea el. O iubea nespus de mult pe Maica Domnului. Eu mă minunez cum te putea să aibă minte curată și lacrimi după atâta priveghere și dispnee. Nu voia să-i aduce medic, cu toate că se îngreuia din pricina albuminuriei și a insuficienței cardiace, căci aștepta cu nerăbdare să plece din viața aceasta. Așa cum scria într-o epistolă, eu mă uit la chiparoșii unde îmi vor săpa mormântul. La început, cedam înaintea dorinței lui de a nu-i aduce medic, iar când îl apuca criza, îi făceam doar sfântul maslu și își revenea. Dar pe zi ce trecea, starea lui se înrăutățea. Umflătura îi ajunsese până la buric. Noi voiam să-i aducem medic, dar starețul nu era de acord cu noi și astfel, pentru prima oară, ne-am dezbinat între noi. Pe de o parte, era datoria ascultării, pe de alta, durerea dragostei. Ce puteam să facem? Părintele Atanasie, părintele Iosif cel tânăr și cu mine spuneam: bine, se poate ca starețul să nu vrea, dar noi, ca fii duhovnicești ai săi, nu trebuie să ne îngrijim de părintele nostru? Pe de altă parte, părintele Arsenie și părintele Efrem Catunachiotul spuneau că trebuie să respectăm dorința starețului. Părintele Arsenie s-a întors către părintele Atanasie și a spus: părinte Atanasie, de vreme ce starețul nu îngăduie, să nu aduci medic. Îl vom omorâ pe stareț, a răspuns el. Părinte Arsenie, starețul are lepădare de sine. Părintele Efrem Catunachiotul a intervenit și el. A spus starețul nu, atunci nu rămâne. Dar conștiința noastră și părinții din împrejurim ce vor spune? Vor întreba: și nu l-ați ajutat pe starețul vostru? Ce fel de fii duhovnicești sunteți voi? Am stat destul la îndoială, dar la sfârșit a biruit părerea noastră, a celor care eram mai mulți, și îndată ne-am îngrijit să aducem un doctor. Am mers la Daphne, am dat telefon la Irisos și am chemat un medic, un patolog. Când acesta a ajuns, l-am luat deoparte și am spus: ascultă, îi vei spune starețului că ești un închinător aflat în trecere pe aici și că ucenicii lui te-au rugat să-l vezi pe starețul lor de vreme ce tot ai ajuns la coliba noastră. Apoi am intrat eu primul și am spus starețului: Gheronda, un medic a venit să se închine. Să-l aduc înăuntru? De la Dumnezeu trebuie să fie fiul meu, adu-l înăuntru. După ce l-a examinat, medicul i-a spus starețului: suferiți de cardiopatie, care este pricinuită de puroiul de la amigdalele infectate. Dacă rămâneți așa, veți muri. Dumnezeu să vă miluiască, bine ați spus veți muri, că aceasta vreau și eu. Ca să vă vindecați, vă voi da niște pastile pentru umflătura pe care o aveți și niște injecții pentru amigdale. În sfârșit, o să le fac și pe astea. Când a terminat de făcut injecțiile, starțul a spus: bre, de ce n-am murit acum? Și mâinile mi le-am arătat ca să mi se facă injecție și șezutul mi l-am arătat. Bre, ce am pățit? Eu mi-am spus lui Dumnezeu: nu vreau medici, ci vreau să te am pe tine, Dumnezeul meu, doctor. Puțin mai târziu, după ce a luat medicamentele și a făcut injecțiile, starțul a aflat ușurare. Când am mers înăuntru, ne-a spus: este bun, este pentru prima oară când m-a consultat un medic. E un medic bun, mi-a găsit boala de care sufăr. Și zicând acestea, s-a întors și m-a privit în ochi. Vino aici, micuțule, singur a venit medicul? Dumnezeu l-a trimis. Da, fiul meu, de la Dumnezeu a fost, Dumnezeu să-l ierte. Bine, mi-am spus în sine mea, acum am trecut de piedică, dar am mințit și încă starețului meu, iar acum cum să merg să-i liturghisesc la noapte? Trebuie să spun adevărul, să mă mărturisesc. Și astfel seara, după priveghere, când ne-am adunat pentru dumnezeiesca liturghie, pe când starețul stătea în strana sa, m-am dus la el, i-am pus metanie și i-am spus: Gheronda, mă iertați, pe medicul care a venit, noi l-am chemat, dar am făcut aceasta din dragoste, ca niște fii duhovnicești, pentru că sunteți părintele nostru și trebuie să avem grijă de sfinția voastră. Atunci starețul m-a privit, a înțeles desigur scopul pentru care am făcut aceasta și zâmbind mi-a luat capul și mi l-a strâns la piept. Acest căpșor, mi-a spus el, este plin de minte. Hai, fiul meu, mergi și liturghisește, Dumnezeu să te ierte, știu că din dragoste ai făcut-o. În ajunul întâmpinării Domnului,
urma să merg la mănăstirea Sfântul Pavel, care avea atunci hramul și de care aparțineam din punct de vedere administrativ. În clipa când am mers la stareț să-i pun metanie, l-a apucat o criză de inimă atât de puternică încât credeam că se duce la Domnul. Chipul său devenise ca cel al unui mort. Abia mai respira. Iisus al meu, miluiește-mă! Iisus al meu, miluiește-mă! Iisus al meu, miluiește-mă! Iisuse al meu, miluiește-mă! Puțină respirație mai avea, dar și pe aceea o folosea ca să rostească rugăciunea neîncetat. De îndată ce l-am văzut astfel, m-am speriat. Nu mai era răsuflare, s-a dus, s-a terminat. I-am luat pulsul, dar nu simțeam aproape nimic. Îngrozit l-am întrebat, Ghironda, plecați? Nu! Apoi mi-a făcut semn să-i fac Sfântul Maslu. De îndată ce am făcut Sfântul Maslu, s-a simțit mai bine. Durerea inimii i-a dispărut de parcă ar fi fost tăiată cu cuțitul. Au trecut astfel câteva luni în care starea lui a fost relativ constantă. A venit apoi și binecuvântatul post mare. Pentru încă o dată am fost uimit de discernământul starețului. Starețul era un nevoitor și un postitor într-o măsură mai presus de fire, am putea spune. Toată viața sa a fost o neîncetată postire. Cu toate acestea, în ultimul post mare pe care l-a ținut, s-a hotărât pentru prima oară în viața sa monahală să facă dezlegare. Vedea cum trupul său nu mai putea să urmeze sufletul în suișurile sale duhovnicești. De aceea a hotărât să facă dezlegare ca să-și mai întărească puțin trupul și astfel să se poată nevoi mai bine în rugăciune. A trecut postul mare, iar la Paștele cel de 3 ori binecuvântat l-a apucat o nouă criză de inimă care a ținut 3 ore întregi. Vedeam cum se stinge sub ochii mei. Ghironda, plecați? Nu, îmi răspunde. Să vă fac Sfântul Maslu? Da. De îndată ce am terminat Sfântul Maslu, a încetat și criza de inimă. Ce lacrimi avea, ce tânguiri! Acestea se înmulțeau din ce în ce mai mult, pe măsură ce se apropia de sfârșitul său. De ce plângi? Întreba bătrânul Arsenie, de vreme ce nu-ți îngăduie sănătatea. Lasă-mă, Arsenie, încetează, lasă-mă, lasă-mă! În acea vară, starețul a pătimit încă o criză de inimă. În ziua următoare, am stat împreună pentru că trebuia să scriem niște scrisori, dar fiindcă puterile sale nu-i mai îngăduiau aceasta, mi-a poruncit mie să le scriu. Dimineața i-am spus, Ghironda, merg să duc scrisorile, să te întorci repede, căci vreau să fii lângă mine. Mi-a dat de înțeles că se aștepta să-i se întâmple ceva. Atunci eu am alergat ca un fulger și am dat scrisorile, însă pe când mă întorceam, l-a apucat criza de inimă. Prevăzuse această criză. Arăta ca un mort și în timp ce era în ultimele clipe ale vieții sale, rostea neîncetat rugăciunea. Iisuse, Maica mea! Iisuse, Maica mea! Glumea pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, Maică. Deoarece inima era foarte slăbită, rostea rugăciunea cu gura atât cât putea. Eu stăteam lângă el și îi țineam mâna atât pentru a-l încuraja, cât și pentru a-i lua pulsul. Și pe când mă aflam într-o astfel de stare de tulburare, a venit un monah ca să-l vadă pe stareț. Ce doriți, părinte? L-am întrebat eu. Să-l văd pe stareț. Starețul se sfârșește. Să plec? M-a întrebat el. Da, fiindcă starețul nu poate să vă vorbească. Timp de 4 ceasuri, starețul s-a luptat cu moartea, dar în cele din urmă, starea lui s-a îmbunătățit. Când ce-a revenit, m-a întrebat, ce voia părintele Constantin? Cum de-l văzuse, de vreme ce pulsul starețului era 0? Ghironda, voia să vă vadă, iar eu i-am spus că nu puteți. Bine. Ghironda, veți pleca? Nu. Impresionant. Nu numai că știa de mai înainte când avea să sufere de crize de inimă, dar cunoștea și faptul dacă avea să plece sau nu. Ghironda, cum vă simțeați în această stare de suferință? Așa cum se simte un om ce stă cu picioarele goale pe cărbune aprinși, așa mă simțeam, așa ardea inima mea, să vă rugați pentru mine. În ciuda sfințeniei sale, ne cerea din smerenie ca să ne rugăm pentru el. Îl vedeam stingându-se încet încet și de aceea ne temeam că vom rămâne orfani. Atunci am înțeles în experiență ceea ce citeam în Sinaxare despre întristarea pe care o simțeau ucenicii atunci când îi pierdeau pe sfinților părinți. Unde mai puteam găsi un asemenea părinte, un astfel de povățuitor nerătăcit, un astfel de dascăl în Hristos? De aceea îl rugam să primească îngrijire medicală, căci îndrăjduiam să-l ținem cât mai mult lângă noi. El însă ne spunea, nu vă mai osteniți în zadar, este timpul să plec, mai mult mă chinuiți, de vreme ce insistați, faceți cum credeți. Și cu binecuvântarea sa am încercat, mai ales părintele Iosif cel tânăr, să comunicăm cu diferiți medici. Le scriam simptomele bolii sale, fiilor săi duhovnicești, care erau medici, iar ei ne trimiteau medicamente. Ne trimiteau chiar și bani, fiindcă aduceam de afară medici și fiecare consultație costa pe atunci peste 1000 de drahme, fără medicamente.
dar nu a fost voia lui Dumnezeu să mai rămână. Cu adevărat, venise timpul să plece. Aceasta se vede și din epistolele sale pe care le trimitea în acea perioadă. Eu am slăbit mult, sunt ca un paralizat, nici măcar 10 pași nu pot să fac. Medicul mă ține cu injecții și îmi spune că mă voi face bine, iar obștea mea plânge și fie că vreau, fie că nu, nu mă lasă să mor. Așadar, ai răbdare. Eu nu sunt bine, cheltuieli multe și medicamente, dar vindecare deloc. Obștea încearcă prin toate mijloacele să mă întoarcă înapoi, dar din nefericire pășesc grabnic spre mormânt. Voi merge acolo să vă aștept. Ți-am scris că dispnea provine din suferința inimii, dar adevărul mai profund este că provine de la Dumnezeu, deoarece atunci când eram tânăr mă nevoiam cu voie bună, acum este nevoie să ne nevoim fără voie bună ca să avem mai multă răsplată. Le văd pe toate, fiul meu, dar ce să fac? Frații tăi nu se liniștesc, că vor să mă țină în viață, însă eu le strig, lăsați-mă să mor. În această vreme, părintele Efrem Catunachiotul l-a rugat pe stareț, cu puțin înainte de a dormi, să-i scrie o scrisoare, pe care să o păstreze ca pe binecuvântare. Iar starețul i-a scris următoarele. Copilul meu dumnezeiesc și sfânt, părinte Efrem, iubitul meu fiu, ai sărutările mele părintești, ai toată dragostea mea, ai binecuvântarea mea, pe care ți-am dat-o cu 2 zile în urmă. Timp de 10 zile am simțit multă greutate, nu am mâncat nimic. Cu 2 zile în urmă au venit iarăși niște medicamente din America și după ce am început să le iau, am simțit că-mi sunt de folos. Să vedem până când vor ajuta. Eu nu cred că mă voi face bine. Deși obștea se luptă, nu reușește nimic, ci doar îmi întârzie plecarea. Mi-au dat atâtea medicamente încât viermilor nu le va plăcea trupul meu, ci va rămâne neputrezit. Nu le va plăcea să-l mănânce. Rămâi așadar cu pace. Încă nu a sosit ceasul. Transmite-i salutări atletului meu Procopie, vă sărut din tot sufletul, smeritul și mult pătimitorul tău stareț, Iosif. Timpul trecea și starea starețului se înrăutățea tot mai mult. Trăia deja ultimele sale zile. Nu-l lăsam deloc singur, ci mereu stătea cineva dintre noi lângă el. Făceam cu schimbul ca să nu-l obosim. Într-o zi ne aflam amândoi în chilia sa, el în scaunul său, iar eu îl țineam din spate. Deodată, ușa bisericuței s-a deschis și apoi și ușa chiliei în care se afla starețul împreună cu mine. Când m-am uitat, am văzut un monah cu trupul uriaș, fără barbă și purtând o camilafcă cu o cruce în față și schimbă cu analav, așa cum i s-a arătat Sfântului Pahomie. Chipul său era plin de dulceață, dar și înfricoșător în același timp și cu totul luminos. Îți pricinuia frică și dragoste totodată. De îndată ce a deschis ușa, m-a privit drept în ochi, mai întâi pe mine, iar apoi pe stareț. Apoi a închis ușa și a plecat fără să vorbească, dar aveam sentimentul că ne-a spus, până la o vreme. Și simțeam în lăuntrul meu, cu o siguranță desăvârșită, că fusese Arhanghelul Mihail. Micuțule, mi-a spus starețul, l-ai văzut? L-am văzut. A fost Arhanghelul Mihail și ne-a spus, până la o vreme. Nu și-a deschis gura, dar cu toate acestea a vorbit. A vorbit cu cuvântul lăuntric, așa cum comunică îngerii cu sfinții. Și eu aveam încredințarea lăuntrică că până la o vreme înseamnă că după un timp avea să vină din nou. Și într-adevăr, nu a trecut nici o lună și a venit să-l ia pe stareț. Într-o altă zi, pe când îmi făceam ascultarea pregătind mâncare pentru obște, rosteam rugăciunea cu gura. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Starețul mă urmărea cu metania sa și văzându-mă că lucrez și rostesc rugăciunea cu gura, se bucura foarte mult. Căci atunci când vedea că cineva nu rostea rugăciunea, se întreba în sinea sa. Oare ce spune acesta înăuntrul său, nu cumva mintea lui hoinărește? Și ca un părinte duhovnicesc ce era, se neliniștea, dar când ne auzea, rostind rugăciunea, se încredința că într-adevăr ne rugam. Iar în acea clipă, când eu găteam și rosteam rugăciunea, dintr-o dată, de bucurie că mă auzea rugându-mă, dar și pentru că avea să plece din această viață, mi-a spus, fiul meu, ține rugăciunea, toată viața ta, ea-ți va fi mângâiere. Ține rugăciunea și toate vor merge ceas. Nu te teme, căci după plecarea mea, această rugăciune va fi pentru tine totul și te va ține pe calea cea duhovnicească și monahală, să nu o lași, fiul meu. Cu rugăciune sfinției voastre, Gheronda, o voi ține. Și am continuat să gătesc, în timp ce starețul stătea lângă mine și mă asculta. Odată,
înainte de cuvioasa lui adormire, am cugetat în sinea mea. Ce voi face eu după ce va adormi starețul? Știu ce voi face. Voi merge într-un loc liniștit în care să nu mă găsească nimeni, nu voi mai sluji liturghia, voi împărți și cruciulițele, o să iau puțin pozmac cu mine și o să mai vin o dată la 2 luni ca să iau alimente, după care iarăși voi pleca. Și așa cum m-a învățat starețul să mă rog, așa voi face. O să stau ascuns și nu voi avea legături cu oamenii, ci mă voi desfăta de mirea isihiei. Și în timp ce cugetam acestea, se apropie de mine starețul și mă întreabă: Ia spune-mi, ce te gândești să faci după ce eu voi pleca? Știu ce voi face, Gheronda. Ascultă, fiindcă ești cel mai sfrijit și cel mai netrebnic, dacă voi pleca, tu vei rămâne aici. Îți voi lăsa bisericuța Bunei Vestiri și ucenic pe părintele Timotei. Să fie binecuvântat. Nu m-am împotrivit. De obicei, după ce îți moare starețul, te slobozești. Însă, în obștea noastră, ascultarea a ținut și după moartea starețului nostru. După adormirea lui, am făcut așa cum ne-a rânduit el. Starețul ajunsese o epavă din pricina bolilor. De obicei, atunci când se îmbolnăvește trupul, sufletul se întristează. Însă starețul, în ciuda suferințelor trupului, trăia lăuntric stărcerești. Cu puține zile înainte de adormirea sa, pentru a mă povățui și a mă ajuta duhovnicește, starețul m-a luat deoparte și mi-a destăinuit următoarele. Fiul meu, simt în lăuntrul meu tot raiul. Harul este foarte mare, rugăciunea merge ceas și nu văd nicio patimă care să se mai miște. O adevărată binecuvântare a lui Dumnezeu. Nu simt niciun război, nu am gânduri, nici tulburări lăuntrice. Toate acestea nu sunt izbânzi de acum, ci roade ale ostenelilor din tinerețe. Atunci s-au săvârșit, iar acum vin răsplățile cerești. Vezi ce rod au adus ostenelile din tinerețe? Vezi că nimic nu s-a pierdut, ci pe toate l-a socotit Dumnezeu? Chiar și pentru un pahar de apă, creștinul se învrednicește de răsplată. Cu atât mai mult sunt răsplătite ostenelile monahale, care înaintea lui Dumnezeu primesc multe daruri cerești, în lumea aceasta har și binecuvântare, în timp ce în cealaltă se depun în banca lui Dumnezeu ca dobândă pe care o va ridica monahul atunci când se va afla în împărăția cerească a lui Dumnezeu. Adică depunerile ostenelilor sale îl așteaptă și potrivit cu suma pe care a depus-o acolo în rai, se va desfăta de bogăția harului dumnezeiesc. Cu cât mai mult a adunat creștinul aici prin ostenelile sale, cu neasemănare mai multe vor fi cele de care se va desfăta în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, dacă nu vă nevoiți, dacă nu vă osteniți, dacă nu lucrați acum la tinerețe, nu veți avea la bătrânețe roade, nu veți lua pensie duhovnicească. Pentru aceasta, străduiește-te și tu, fiul meu, să te ostenești, ca atunci când vei spori cu vârsta și vei ajunge la bătrânețe, să ai depuneri duhovnicești. Așa cum spuneau părinții noștri, lucrează la tinerețe ca să găsești la bătrânețe. Îți spun toate acestea ca să ți le amintești, fiindcă ești mic și îți vor trebui mâine poi mâine. Cu câteva zile înainte de adormirea sa, pe când eu mă aflam lângă sihastria sa, starețul, cine știe în ce stare de har se afla, privea spre cer. Deodată și-a ridicat mâinile spre cer și cu lacrimi fierbinți a spus: Dumnezeul meu, atâta bogăție cerească și nu este nimeni care să o dorească. Există o întreagă vistierie și o bogăție nemărginită, dar nu sunt oameni care să o moștenească. Eu am doar 2-3 călugărași, alții nu am. Simțea harul înăuntrul său cu multă intensitate, dar din nefericire nu existau pe atunci oameni cu jertfire și lepădare de sine care să afle mărgăritarul cel ascuns. Eu, ca un prunc în cele duhovnicești, nu puteam să mă adâncesc și să prind noima acestei nedumeriri pline de întristare a starețului, de vreme ce el se ruga 7-8 ore cu rugăciunea minții, ținându-și mintea în inimă. Puteți să vă dați seama de harul Sfântului Duh, de dumnezeiască luminare, de lumina necreată ce îl învăluia pe starăț? Unde se mai află astăzi astfel de giganți duhovnicești? Din păcate, nu mai există. Există părinți duhovnicești, dar nu la măsura starețului. Care era vistieria sa? Era vistieria harului Sfântului Duh. El însuși scria despre această visterie într-o epistolă de-a sa astfel: Valurile noimelor îmi inundă mintea, limba amuțește căci nu apucă să rostească cuvintele. Furtunile gânditoare aruncă cu furie ploaia, iar pământ este foarte puțin în zilele noastre. Bogăția Domnului nostru este mare, dar din păcate moștenitori sunt puțini, se cere nevoință până la sânge. La începutul supunerii mele, starețul mi-a spus următorul cuvânt patristic: L-ai odihnit pe starețul tău, l-ai odihnit pe Dumnezeu. Când am auzit acest cuvânt, am făcut din el scopul vieții mele
și pentru aceasta mă rugam în fiecare zi: Dumnezeul meu, învrednicește-mă să moștenesc binecuvântarea Lui. L-am slujit pe staresul meu până la ultima lui suflare și am făcut totul ca să-mi ating acest țel. Starețul a fost pentru noi un povățuitor desăvârșit, plin de experiență și de darul discernământului. Ne iubea foarte mult, dar rare ori o arăta. Cuvinte de laudă din gura sa nu auzeam decât foarte rar. În ultimele sale clipe, am vrut să mă încredințez dacă reușisem să-mi ating țelul sau nu. Lăsând deoparte ceea ce îmi spunea conștiința mea, eu voiam să aud aceasta de la însuși starețul meu, dar nu doream să-mi fac voia și să-l întreb. Eram neliniștit să aflu dacă țelul meu fusese atins, de aceea mi-am luat inima în dinți și l-am întrebat: Ghironda, în toți acești ani cât am stat aici, zi și noapte, am trăit cu dorința ca să vă odihnesc și de aceea tot ce am făcut pentru sfinția voastră am făcut. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit sau nu? Fiul meu, așa cum tu m-ai odihnit pe mine, tot astfel și Dumnezeu să te odihnească pe tine. Ei, aceasta a fost pentru mine cea mai mare binecuvântare. Apoi l-am întrebat: Ghironda, puteți să-mi faceți și o rugăciune? Vino, fiul meu, și pleacă-ți căpșorul. Și zicând acestea, m-a îmbrățișat, mi-a lipit capul de pieptul său și și-a pus mâinile peste el. Apoi m-a însemnat de multe ori cu semnul Sfintei Cruci și mi-a dat o mulțime de binecuvântări ce erau izvorâtă din inima sa. Aceasta era cea mai mare răsplată a tuturor ostenirilor ascultării mele. Nu-mi doream nimic altceva în viață, dar pentru a mă mângâia și mai mult, starețul mi-a spus următoarele cuvinte: Dacă voi afla îndrăznirea la Dumnezeu, înainte ca tu să pleci din această lume, voi veni atunci când vei muri ca să-ți dau vestire și să te iau cu mine. Va veni ca să mă ajute când va ieși sufletul meu. Multă îndrăznire avea înaintea lui Dumnezeu și numai gura unui sfânt putea să dea o astfel de încredințare. Cât de mare era bogăția duhovnicească învistierită în sufletul starețului, se poate vedea și din următoarea întâmplare. Înainte de a adormi, l-am întrebat: Ghironda, să vă facem câte un sărindar, unul eu și altul părintele Haralambie? Atunci acest înțelept și sfințit om al lui Dumnezeu mi-a răspuns: Dacă aș fi așteptat să mă mântuiesc numai cu aceasta, aș fi fost cel mai ticălos om. Dar ca să vă odihniți conștiința, fă tu jumătate de sărindar, iar cealaltă jumătate, părintele Haralambie. Gândiți-vă care era legătura sa cu Dumnezeu, astfel încât să fie pregătit să nu aștepte de la alții ajutor pentru a afla mântuirea. Era pregătit pentru că în fiecare noapte, la priveghere, cugeta cum a petrecut ziua, care gând l-a chinuit, care patimă l-a luptat și atunci lua hotărâri noi, ca să o nimicească cu orice preț. Această pregătire zilnică, împreună lucrare a rugăciunii și a harului lui Dumnezeu, l-a desăvârșit omenește oarecum, astfel încât să poată înfrunta moartea cu serenitate și nădejde. Iar despre aceasta mi-a vorbit într-una din zilele de dinaintea morții sale: Fiul meu, toată osteneala este cum voi trece puntea morții. De acolo înainte, socoteala mea cu Dumnezeu este, cu harul dumnezeiesc, aranjată atât cât este cu putința unui om. Închipuiți-vă ce conștiință curată avea, nespus de curată și de sigură. Faptul că era bine pregătit au dovedit-o și stările sale de dinainte de moarte. Una dintre ele era aceea de a plânge mereu din dragoste pentru Hristos și pentru Maica Domnului. Nu avea nicio mustrare de conștiință. Aștepta moartea ca pe o zi de prăznuire, ca pe o zi de izbăvire din stricăciunea acestei lumi. Ardea de nerăbdare ca să vadă dumnezeiescul chip al stăpânului, să se desfăteze și să se sature de frumusețea lui alături de ceata îngerilor. Dragostea sa pentru Maica Domnului era mai presus de orice descriere. Nu am văzut până astăzi un om care să o iubească atât de mult pe Maica Domnului, după Dumnezeu, precum starețul Iosif. Ochii săi vărsau lacrimi la simpla auzire a numelui ei sau și numai atunci când vedea icoana ei sau cânta vreo cântare închinată ei. Odată nu putea să doarmă și mi-a mărturisit și din ce pricină. Numai cât mi-am adus aminte de Maica Domnului și nu am mai putut dormi. Această dragoste arzătoare a sa se vede din următoarele cuvinte scrise în epistolele sale: Eu nu pot să sărut doar o singură dată icoana Maicii Domnului și să plec, căci atunci când mă apropii de icoană, ca un magnet mă atrage către ea și trebuie să fiu singur, fiindcă doresc să o sărut ori întregi. Și ca o suflare de viață vine în sufletul meu, umplându-mă de har și ne dându-mi voie să mă depărtez. Dragoste, iubire dumnezeiască, foc arzător care de îndată ce intri în biserică te întâmpină atunci când este o icoană făcătoare de minuni și te cuprinde o suflare cu bună mireasmă, încât rămâi ore întregi răpit în extaz, ieșit din sine, în raiul cel bine mirositor. Atât de mult har dăruiește Maica Domnului celor care își păstrează trupul curat. Toți sfinții au adus multe laude Maicii Domnului,
dar eu nu am găsit o laudă mai frumoasă și mai dulce cu care să o chem în fiecare clipă decât aceasta. Maica mea, dulcea mea măicuță. De îndată ce noi o strigăm, ea aleargă imediat spre ajutor. Nu apuci să spui, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, ajută-mă, că îndată ca un fulger străbate mintea și umple inima de luminare și atrage mintea spre rugăciune, iar inima spre dragoste. De multe ori, petreci întreaga noapte în tânguiri și strigând-o în rugăciune, îi aduci laude ei și mai ales celui pe care îl ține în brațe. O ruga de mult timp ca să-l ia, pentru a se odihni. Adeseori ținea în brațe icoana ei și cu lacrimi fierbinți o ruga. Când vei veni la mine? Când vei lua sufletul meu? Iar Maica Domnului, pentru a arăta câtă dragoste și evlavie avea starețul față de ea, a luat sufletul cuvios al starețului chiar în ziua adormirii ei. Fiindcă starețul suferea mult, la începutul lunii iulie a luat hotărârea de a-l chema pe părintele Anania de la schitul Sfânta Ana ca să-i facă Sfântul Maslu. Voia să-l rugăm pe Dumnezeu să ia sufletul și să plece. Însă Dumnezeu nu l-a luat îndată, ci a trimis vestire că va pleca în ziua adormirii Maicii Domnului. Fiul meu, m-a întrebat starețul, în ce zi cade praznicul Maicii noastre? Atunci am luat calendarul și am spus, în această zi voi pleca din lume, să aduci, fiul meu, hainele cu care mă veți îmbrăca ca să nu pierdeți atunci timpul. Poate nu le veți găsi atunci și vă veți mâhni. Le aducem de pe acum ca să fii liniștit, să știi unde se află. Acolo este rasa mea, acolo dulama mea, acolo centura, iar acolo schima. Adu-le aici, fiul meu, pune-le într-un săculeț și agață-le într-un cui, iar când va veni clipa, să fie deja pregătite. Rânduială întru toate. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, atât de mult se familiarizase cu moartea, încât se pregătea pentru ea așa cum se pregătește lumea ca să meargă în concediu. Zilele treceau foarte greu, iar cu puține zile înainte de adormirea sa, mi-a spus, îngrijește-te să cumperi harbuz în ajunul praznicului Maicii Domnului, să iei brânză, să faci pâine proaspătă, să ai și câte o lumânare, să dai și câte o metanie părinților ca să se roage pentru mine și să mă îngropați acolo. Starțul își dura atât de mult să plece din viața aceasta, încât ar fi putut crede cineva că se pregătea de o simplă călătorie și aștepta mașina. Noi, din potrivă, făceam tot ce puteam ca să-l mai ținem în viață sau cel puțin să nu sufere de dispnee. El însă ne spunea, nu vă mai osteniți, fiii mei, căci orice veți face, eu tot voi pleca. Numai să vă rugați ca să nu mă împiedice ceva neașteptat. Liturghiseam și îl împărtășeam pe stareț în fiecare zi. Nu mânca decât puțin pozmag și harbuz pentru a putea lua o pastilă. A venit și ziua de 14 august, ajunul praznicului Maicii Domnului. Să pui, fiul meu, peștele la desărat ca să dai masă la părinți în cinstea Maicii Domnului. După ce l-am pus, starețul mi-a spus, să ai grijă să nu-l desărezi prea mult și apoi să miroasă. Trebuia să plece a doua zi din această lume, iar el din dragoste se îngrijea de noi până și în cel mai mic amănunt. În acea zi dimineața, de vreme i-am spus, Gheronda, să vă spăl picioarele? Deși niciodată până atunci nu mă mai lăsase să fac aceasta, totuși în acea zi am convințat. Să vă tai și unghiile, taie-le. Niciodată nu mă lăsase să-i le tai și se făcuseră, Dumnezeul meu, nu le tăiase niciodată, priveliștea era înfricoșătoare. Cu greu am reușit să-i le tai cu cuțitul. Părinte Arsenie, am întrebat eu, să le spăl și pe ale sfinției voastre? El nu a vrut, dar starețul i-a spus, lasă-l, Arsenie, să ți le spele ca să-și amintească de asta micuțul nostru. Le-am spălat așadar picioarele, le-am tăiat și unghiile. Apoi starețul a fost cuprins de o criză puternică de dispnee, dar când i-am făcut aer, s-a liniștit. Apoi, fiindcă avea multă umilință, starețul a început să plângă. Toată viața așteptase moartea, căci rămânerea lui în această lume însemna pentru el o steneală și durere. Sufletul și trupul său tângeau după odihnă. Chiar și pe noi, deși ne înrădăcinase bine în suflet pomenirea morții, ne-a impresionat mult familiaritatea lui cu înfricoșata taina morții. Arăta că se pregătește pentru un praznic, atât de mare era încredințarea pe care o dădea conștiința sa despre primirea milei dumnezeiești. Însă în ultimele zile a plâns mai mult decât de obicei. Părintele Arsenie, cel plin de simplitate, mergea să-l mângâie zicându-i, Gheronda, atâtea osteneli, atâta rugăciune ați făcut în toată viața, atâtea lacrimi și tot plângeți, nu mai plângeți, vă va lua iarăși criza de dispnee. Starețul însă îl privea și suspina, Arsenie, Arsenie. Starețul nu plângea pentru păcatele sale, pe care ca un om le săvârșise, ci lăcrima pentru că simțea că pleacă și merge la Dumnezeu, pe care îl iubea și la Maica Domnului cea prea iubită. Numai el cunoștea ce anume simțea, pe când noi nu ne puteam da seama. Deși plângea, chipul său era luminos, nu arăta a fi bolnav. Tocmai atunci a venit și domnul Sotirios Schinas,
un editor din Volos. Era un cunoscut al nostru și venise ca să ia o cotizație. Starțul l-a primit cu căldură și a adresat următoarele cuvinte. Bun venit, domnule Sotirios. Ce mai faceți, Ghironda? Cum vă simțiți? L-a întrebat acela după ce i-a salutat mâna. Sunt bolnav. Dar nu arătați bolnav, sunteți foarte bine. Mâine o să auziți. Nu vă temeți, Ghironda. Voi priveghea și eu un schit pentru brasnicul Maicii Domnului și voi fi lângă sfinția voastră. Veți auzi și clopotele. A, Ghironda, să nu credeți așa ceva. Bine, mai vedem. Apoi, întorcându-se către mine, mi-a spus. Bobocule, dă-i banii domnului Schinas și servește-l și cu o tratație. I-am dat o bucățică de rahat, puțină apă rece și banii. Domnul Schinas nu a dat importanță cuvintelor starețului, fiindcă îl vedea vorbind cu atâta ușurință. A văzut chipul lui strălucind, dar nu și-a dat seama că această strălucire era de la Harul lui Dumnezeu și nu de la sănătatea trupească. Apoi domnul Schinas l-a întrebat pe stareț. Ghironda, acești călugări sunt ucenicii sfinției voastre? Atunci starețul a tăcut timp de un minut, după care i-a spus zâmbind. Vezi acești călugărași? Într-o bună zi, ei vor cuceri Sfântul Munte. În acea vreme, Sfântul Munte avea un număr mic de monahi, dar starețul vedea de mai înainte revigorarea lui, drept pentru care a spus acele cuvinte și anume că ucenicii săi aveau să-i fie unii dintre cei care vor ajuta la înflorirea vieții duhovnicești a Sfântului Munte. Și într-adevăr, opștea părintelui Iosif cel tânăr a populat Sfânta Mănăstire Vatoped, părintele Haralambie a ajuns egumen la Sfânta Mănăstire Dionisiu, eu la Sfânta Mănăstire Filoteu, iar fiii mei duhovnicești la Sfintele Mănăstiri Xiropotamu, Caracalu și Constamonitu. Părintele Efrem Catunachiotul a iubit mult și a ajutat în mod deosebit Sfânta Mănăstire Simonos Petras. Starețul vedea de mai înainte viitorul fiecărui dintre noi, de aceea, înainte de a dormi, ne-a spus: nu aveți binecuvântare să rămâneți împreună după moartea mea, fiecare să se nevoiască singur. A venit și seara, iar eu urma să liturghisesc la parclisul Bunei Vestiri ce se afla în chilia starețului. A fost singura zi când starețul nu a putut să intre în bisericuță din pricina căldurii și a dispneei, ce a rămas pe balcon, lângă fereastra bisericuței și a ajutat la cântat. Cu multă osteneală a cântat împreună cu noi, Sfinte Dumnezeule. La sfârșit, a venit și s-a împărtășit. De îndată ce s-a împărtășit, a spus: merinde pentru viața veșnică. După sfârșitul liturghiei, starețul a mers în chilia sa, am intrat și eu, iar el mi-a spus: acum mergi și odihnește-te și să vii de îndată ce se va lumina de ziua. Poate voi avea nevoie de tine. Am pus metanie și m-am dus să mă odihnesc puțin. Când m-am trezit, am mers la stareț și l-am găsit stând împreună cu bătrânul Arsenie în curtea sa, sub pergolă. De la picioare și până la mijloc, era umflat din cauza insuficienței cardiace. S-a ridicat, s-a dus în luminiș și a început să privească cerul de la un capăt la altul. Părea că le privește pe toate pentru ultima dată și că și-a rămas bun de la lume pentru totdeauna. Apoi s-a așezat din nou și mi-a spus: ia minte, să nu înceapă peștele să miroasă, să le dai părinților harbuz, pește, pâine, brânză și câte o metanie. Nu îmi dai și mie pastila? Îndată, Ghironda. I-am adus și puțină apă, iar el a băut-o, după care mi-a spus: fiul meu, nu vrei să mă duci înăuntru? Am puțină treabă. Atunci l-am luat în brațe ca să-l ridic, dar așa cum era umflat, iar eu atât de slab, nu am reușit. Nu poți să mă ridici, mi-a spus starețul, strigă-l pe Branco. Acesta se afla în acea clipă în grădină. L-am strigat să vină și l-am ridicat pe stareț. După ce l-am dus în chilia sa, am așteptat afară, iar apoi l-am așezat înapoi pe scaunelul său, aflat pe terasa chiliei sale. Fiul meu, mi-a spus starețul, astăzi nu văd prea bine. Ghironda, am spus eu, și dacă erați de fier și tot nu ați fi putut răbda tot ceea ce ați pătimit acum. Faptul că nu vedeți, aceasta nu-i nimic. Veți începe martiriul. Da, ai dreptate. Starețul dorea să plece din această lume atât pentru că suferea, cât și pentru faptul că Harul lui Dumnezeu îl chema tainic la cele cerești. Primise vestire cu destul timp înainte că avea să plece în ziua adormirii Maicii Domnului și de aceea aștepta cu nerăbdare acea clipă binecuvântată. Dar nu a plecat în ceasul în care socotea, adică la ivirea zorilor, ci atunci când a vrut Dumnezeu, la 2 ore după răsăritul soarelui. Astfel, după puțin timp îmi spune: soarele urcă sus pe cer, fiul meu. Cum de nu m-a luat Dumnezeu? Hotărârea este luată de Dumnezeu, de ce întârzie să mă ia? Soarele se ridică, iar eu trebuia să fi plecat. Era ultima cercetare a acelui viclean. De îndată ce a văzut că a slăbit puțin răbdarea starețului, imediat l-a atacat. De parcă ar fi stat la pândă și atât ar fi așteptat. Soarele s-a ridicat pe cer, înșepta diavolul, prin urmare, vestirea pe care a primit-o nu este corectă, așa că nu vei muri. Gândiți-vă că, deși starețul era văzător de Dumnezeu, totuși, în ultima clipă, s-a primejduit. Diavolul a exploatat fisura micii amânări, după părerea starețului, pentru a pune dinamită.
și îi arunca în aer sufletul său. Voia adică să-l descurajeze și chiar să-i clatine credința. Desigur, Dumnezeu a îngăduit această încercare în ultima clipă a vieții sale pentru a nu se încrede în sine și pentru a nu cugeta că este puternic, ci cu smerenie să treacă prin poarta cea strâmtă a morții. Era ca și cum i-ar fi spus: ia minte la ultima clipă, tu, cel ce te socotești mare și important. Dacă te părăsesc, diavolul te va cerne cu un simplu gând: atât de neputincios ești, ceea ce ai învățat, ai văzut și în faptă, ești delut, ești pământ. Dumnezeu a voit să-l învețe prin aceasta ultima lecție despre neputința omenească. L-am văzut că se mâhnea și m-a durut pentru el. Atunci m-a luminat Dumnezeu și, mișcat fiind de un imbolt lăuntric, i-am spus cu curaj: Ghironda, nu vă mâhniți, vom face acum rugăciune ca să plecați. Aceasta aștepta. Era foarte înțelept duhovnicește și aștepta să vadă în ce chip avea să vorbească Dumnezeu. Aștepta să vadă cum începe plecarea lui din această lume. Nu vă mâhniți. În ultimul ceas, diavolul are multe picioare și mai răstoarnă și lucrurile. Cu adevărat, ce spuneam eu, ucenicul dascălui meu? Eu, care eram un copilandru în fața unui gigant, se poate ca starețul să fi cugetat. Acest micuț a primit vestire de la Dumnezeu, căci îndată ce s-a încredințat de aceasta, lacrimile sale au încetat, iar el mi-a spus: vreau să-mi ștergi lacrimile. După ce le-am șters, mi-a spus: ia-mă și du-mă la ușă, strigă-i pe părinți ca să vină să pună metanie și să le dau binecuvântarea mea. Părinților am strigat eu atunci: veniți să luați binecuvântarea starețului. După ce am pus cu toții metanie, starțul ne-a spus: împrăștiați-vă și fiecare să facă rugăciune cu metania ca să se sfârșească mai repede, căci mă grăbesc să plec la Mântuitorul Hristos. Eu, a spus părintele Arsenie, nu plec nicăieri. Mergi și tu, i-a spus starțul. Să fie binecuvântat, a răspuns el. Atunci am plecat cu toții. Părintele Arsenie în chilia sa, Branco a mers alături, părintele Haralambie și părintele Timotei la coliba lor, iar eu la a mea, ce se afla mai jos. Acolo am îngenunchiat și m-am rugat astfel: Arhanghele Mihaile, vino să-l iei pe stareț, căci nu mai poate. De vreme ce hotărârea de a pleca a fost luată de Dumnezeu, să fie chiar și cu o oră mai devreme. Nu mai suferă întârziere, fiindcă Satana poate să ne facă multe. De ce să fie chinuit de dispnee? De îndată ce am plecat toți, a venit părintele Atanasie și a spus starețului care stătea pe scaunelul său: Ghironda, conducerea schitului m-a însărcinat să fac o colectă pentru cheltuielile hramului. Dă-mi binecuvântarea ta să merg pe la mănăstiri. Părinte Atanasie, stai aici, vei pleca mai târziu. Ghironda, nu pot, ci trebuie să plec, căci altfel voi întârzia, nu apuc. Starețul, văzând că nu ascultă, a spus deodată: Ah, am nevoie de aer, m-a apucat criza de astm. Ce-ai pățit? Ia cartonul și fă-mi aer. Desigur, suferea de dispnee, dar în acea clipă nu avea nicio criză. Spusese aceasta doar ca să-l țină lângă el pe părintele Atanasie. Căci după plecarea sa din această lume, pe părintele Atanasie l-ar fi chinuit gândurile și l-ar fi cuprins deznădejdea, dacă nu s-ar fi aflat lângă stareț în ultimele clipe. Numai starețul putea să-l țină. Starețul s-o fi gândit în sinea sa: acum, când nu voi mai fi eu, dacă l-apucă deznădejdea, cine îl va sprijini? De aceea, pentru a nu se chinui mai apoi, l-a ținut lângă el prin acest șiretlic. Atunci, părintele Atanasie a luat cartonul și a început să-i facă aer starețului și astfel a rămas lângă el. Un minut a durat. Aceasta arată că, deși era gata să moară, limpezimea duhovnicească a cugetării starețului era desăvârșită. Între timp, de îndată ce a auzit vocea părintelui Atanasie, a ieșit și părintele Arsenie din chilia sa ce se afla alături, pentru că de obicei îl obosea pe stareț, și a început să-l certe zicându-i: nu-l mai cicălui pe stareț, nu-i mai face așa, nu-i mai face pe dincolo. Dar de îndată ce părintele Arsenie a văzut că starețul avea o nouă criză de dispnee, a tras de sârma ce suna un clopoțel jos, la coliba părintelui Haralambie. Îl foloseau pentru semnal în caz de nevoie. Acum l-a tras pentru a-i chema pe părintele Haralambie și pe părintele Timotei, care locuiau împreună. Părinte Arsenie, a spus deodată starețul, nu-mi scoți șoseta ca să-mi freci puțin piciorul care este umflat, căci mă odihnește aceasta. Oare odihnă, căuta starețul, el care peste puțin avea să plece din lumea aceasta? Niciodată starețul nu ceruse aceasta. Acum însă făcea aceasta pentru ca bătrânul Arsenie, care era foarte simplu, să nu-l vadă că pleacă. De îndată ce părintele Arsenie s-a plecat jos, starețul a privit cu stăruință cerul timp de vreo 2-3 minute. Vedea că vine cineva. Trebuie să fi fost Arhanghelul Mihail, care făgăduise că va veni după o vreme. A vrut să vorbească, să spună ce vede, căci îi plăcea să le împărtășească și altora experiențele sale, dar limba îi era legată. Nu i s-a îngăduit în acea clipă să vorbească. Apoi s-a întors către părinți și, plin de trezvie, le-a spus: toate s-au terminat. Plec, binecuvântați. Și cu aceste ultime cuvinte ale sale, a prins mâna părintelui Arsenie,
a nedespărțitului său împreună nevoitor ca să și-a rămas bun pentru totdeauna. Atunci și-a plecat capul spre dreapta, a deschis și a închis de 2-3 ori gura și ochii, răsuflând adânc. Asta a fost totul. Cu mintea cât se poate de lucidă, și-a predat sufletul în mâinile celui pe care l-a iubit și pentru care s-a nevoit din tinerețe. Însă bătrânul Arsenie și părintele Atanasie nu l-au crezut pe stareț când a spus că moare și de aceea nu a observat când a plecat, de vreme ce se sfârșise atât de liniștit cu toate simțurile sale. De aceea, părintele Atanasie continua să-i facă aer, iar părintele Arsenie îi ținea capul atunci când au venit părintele Haralambie împreună cu părintele Timotei. Părintele Timotei, de îndată ce s-a apropiat, le-a spus: "Opriți-vă, părinților, lăsați-i capul, căci a murit. De ce îl mai țineți? S-a dus, a murit." Moarte cu adevărat cuvioasă, nouă ne-a lăsat sentimentul învierii. Înaintea noastră aveam un mort și s-ar fi cuvenit să ne tânguim, dar înăuntrul nostru trăiam învierea. Și acest sentiment nu ne-a părăsit, ci de atunci el însoțește mereu pomenirea sfântului nostru stareț.